Situație fără precedent în Ploiești. Orașul a rămas fără apă caldă, așa că nou-născuții din maternitate au fost spălați cu apă încălzită la Reșou. Și în celelalte spitale din oraș sunt probleme grave acum. Intervențiile chirurgicale nu se pot realiza totuși ca în condiții de ev mediu. În plus, problema ar putea fi una de durată. Ia, practic, asta este apa. La secția de obstetrică și ginecologie a Spitalului Județean de Urgențe Ploiești, lipsa apei calde a adus instituția într-o situație critică. Bebelușii au fost spălați cu apă încălzită prin mijloace artizanale. Acum s-a apelat la o soluție de avarie. Spitalul are un sistem propriu de încălzire a apei calde, care funcționează în situații de urgență. Sistemul acesta este suplimentat de niște panouri solare. Sperăm să se remedieze cât mai curând situația generală. Și la urgențe sunt probleme majore. Soluțiile ar fi niște cazane, niște boilere cu încălzire electrică sau niște boilere cu încălzire cu gaz. Ambele soluțiile evaluăm cu niște specialiști astăzi și cât de repede e vorba de zile, o să încercăm să le implementăm. Oamenii din oraș sunt revoltați. Mi se pare foarte gravă și intolerabilă totodată și ar trebui autoritățile să dispună măsuri urgente, să se găsească o soluție alternativă până când furnizorul de apă caldă va repara instalațiile. E rău, dar oprit în tot orașul, trebuie reparații făcute și e ceva normal. E greu, da? Asta e. Ne mai spălăm, punem apă la soare, colegi, ne spălăm. Hai două săptămâni, dar nu o lună de zile. E lume cu copii mici, da, și noi până la urmă, nu? Hai să încălzești cu oala apă pe aragaz. Problemele au apărut după ce Consiliul Județean Prahova a reziliat contractul cu furnizorul acestor servicii. Principalul motiv a fost, ei aveau un contract, obligativitatea furnizării apei calde către Ploiești. N-au respectat asta. Nu există vreun motiv ca să fie oprit CET-ul în acest moment. Referitor la rezilierea contractului, situația este chiar mai gravă decât era anterior rezilierii. Acum suntem în imposibilitatea de a avea apă caldă probabil 90 de zile, ceea ce este un lucru și mai grav, pentru că trebuie organizată o nouă licitație. Se pare că nu știm exact cine va organiza licitația. Speriați că vor petrece iarna în frig și fără apă caldă, oamenii se pregătesc să protesteze în stradă.